Da. Alivenci faceți? Am făcut, acum nu mai faci când avem vacuna. Bun, tot, da. tot cu alivenca, să faci tot cu lapte acru, cu, tot cu... Să faci cu cireașă. Puneam în ele. Cum puneați? E prima oară când aud cu cireașă. Da, cireașă pusă ca să vadă când tai corul bucată, era cireașele pusă în trânsul, în alivencă. În alivencă. Da. Povestiți-ne exact cum faceți alivencă. Cum o făceați? Tot cu făină de porumb și cu tot făină de porumb, cu de grâu. Și o făcea din lapte acru, punea în loc de la alivincă. La care avea? Care și când era vara, dacă erau cireașe prin grădină, aduceam pum de cireașe coapte și punea pe el acolo. Când tăiai, găseai câte o cireașă în pișeiuri de-a noastră, pe timp, da? Deci, ați lapte acru cu făină de... Da, deci e un învârtit făcut bun cum trebuie, așa, că drojdie nu puneai, puneai o leacă din bicarbonat. O leacă puneai în el, ca să... Sau ele, în alt gust, bicarbonatul. Da. Și nu puneți deloc în ele, nu puneați drojdie și după aceea le puneți, pe ce le puneți? Pe întingiri. Foi de întingiri. Și cu varză puneau cu varză, da. Cu varză, da. Nu, noi nu puneam. Puneați cu varză, da. Da, și cu frunze de nuc. Da, și cu frunze de nuc. Da, da, da. Și întingiri și cu ce se mântă mălaiul? Sau alivencile, cu ce? Cu smântână sau mâncă? Da, nu, noi se mâncau așa la băieții din cuptor, că de-ai cozonac. Ce crezi, mă, tăia acum? Era desert. Nu așa? Da. Păi, te fugeau cu bucata în mână, credeai că e...